Emanuel Cleș, cetățean al municipiului Deva, s-a arătat nemulțumit și chiar a criticat în repetate rânduri modul în care au fost realizate unele dintre lucrările în capitala județului. Recent, Cleș a oferit în dar două nuielușe pe care le-a înfipt în fisurile apărute în pietonala din centrul istoric al orașului, cu dedicație pentru primarul și administratorul Devei. Încă o dovadă că administrația locală nu are probleme doar cu proiectele nefinalizate, ci și cu cele finalizate. Ne aflăm astăzi pe pietonala din municipiul Deva, pe vestitul centru vechi, care recent a fost amenajat, reabilitat în cadrul unui proiect pe fonduri europene, unde, ce să vezi, la nici 6 luni de la inaugurare au început să apară primele fisuri. De data aceasta este o fisură care tranzitează toată pietonala, care are o traiectorie și pe care o puteți vedea și dumneavoastră, toți cei care veți urmări acest material TV, unde fisura, cred că stau în soare, este vizibilă și dacă tot astăzi sărbătorim pe Sfântul Nicolae, într-o formă sau alta am decis să acord și eu câte o nuielușă. Am una pregătită pentru domnul primar Nicolae Florinu Ancea, care este după chipul și asemănarea dânsului. Observați că are nasul puțin mai mare. Știți cine sunt cei care au nasul mare. Și una am de gând să-i ofer domnului Traian Berbeceanu, care îl putem identifica cu acest personaj. Este oarecum roșu, îi crapă obrajii de rușine, pentru că încasează pe lângă pensia pe care o are și un salariu de câteva sute de milioane în fiecare lună, ca să îngrijească de acest oraș, să se asigure că lucrările sunt de calitate, sunt încadate în timp și că banii se plătesc doar pentru acele lucrări care sunt conforme din punct de vedere al calității. Așadar, vă spuneam că această fisură este vizibilă, este un crater și voi acorda această nuielușă. Pe de o parte am una pentru domnul Berbeceanu, avem și o nuielușă pentru domnul primar Pancea. Și pe lângă urările de bine, le-aș dori să nu mai mintă de veni, să se apuce de treabă, să încerce să fie respectoși cu toată lumea și să înțeleagă că ei acolo, în funcțiile pe care le au, sunt ca să vegheze la bunăstarea orașului. Atât au putut să facă acești doi oameni în 6 ani de când păstoresc orașul Deva. În urma sesizării făcute de Cleș, reprezentanții primăriei spun că a fost notificat constructorul, lucrarea fiind în garanție pentru o perioadă de 5 ani și urmează ca problema să fie remediată.